Bună seara, văd că cineva mă întreabă dacă intru în direct. Sunt în direct, dacă nu dormiți, vă stau la dispoziție. Eu, de fapt, sunt o persoană foarte nocturnă. Am născut la 12 noaptea, deci îmi place să stau noaptea, să creez, să meditez. Se spune că la 12 noaptea se deschide cerul. Există conexiunea cu lumea de dincolo, cu lumea invizibilă, cu lumea eternă, cu lumea viselor, cu lumea astralului, este cea mai puternică la ora 12 noaptea. Și de fapt se spune că cele mai mari previziuni făcute de Nostradamus s-au făcut la 12 noaptea. Deci iată că eu sunt un om care îmi place să stau seara. La mine este doar după masă, la voi știu că este seară. Dar este foarte important să avem o viziune pentru viața noastră, este foarte important să știm pe ce drum o apucăm în viață. Cât de tineri am fi, e bine să ne știm traseul, să ne organizăm, să avem o idee foarte clară despre noi, cine suntem, unde vrem să ajungem în viață, care ne este scopul, care ne sunt talentele. De asta vorbim și facem aceste videouri, ca să putem să accesăm cât mai mult divinitatea care există în noi, codurile astea magice care ne marchează existența. Deci eu totdeauna când fac live-urile astea, vă rog să vă conectați la mine, să-mi scrieți ce vă preocupă, ca să putem să avem o înțelegere cât mai exactă a problemelor care se manifestă câteodată în viața noastră. De fapt, noi avem mereu același, ne confruntăm cu aceleași probleme. Asta e foarte interesant, că fiecare din noi până la urmă trecem prin aceleași etape de viață, fiecare din noi trecem diferit. Unii din noi trecem cu mai multă înțelepciune, cu mai multă acceptare, cu mai multă dorință de a învăța dintr-o lecție de viață, alții din noi ne lăsăm copleșiți, afectați, intimidați de încercările vieții. Totdeauna viața este orcușuri, dar urmează coborâșuri. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă, de fapt două vorbe care vreau să le spun. Spunea că mai puternic strălucește steaua care a plâns mai mult, în sensul simbolic, cei care suferă mai mult, înțeleg mai mult, strălucesc mai mult, devin mai înțelepți, devin mai puternici la încercările vieții. Și mai spunea să nu cazi de prea sus, pentru că te lovești prea rău. Deci dacă urcăm în viață prea sus, uitați-vă la oamenii însemnați, la politicieni, uitați-vă la cei care urcă în viață sus, dar când cad de acolo, cad destul de rău. Aveți exemplele la ora actuală în lumea întreagă, peste tot. Anul ăsta este un an de zdruncinături, este un an puternic din punct de vedere al schimbărilor care se vor produce. Cățelușul meu face gălăgie, sper să nu vă deranjeze. Deci, vorbim astăzi despre voi, vorbim despre sfaturile care le putem primi. Cel mai bine primim sfaturi nu de la membrii familiei, care sunt implicați în viața noastră emoțional, care gândesc lucrurile din viața noastră prin filtrul lor, prin problemele lor, prin felul în care ei ne văd, prin emoțiile lor, prin experiențele lor, ci din cei din afară. Îmi spui, Laurențiu, despre părinții tăi, că tata îi plăcea mult, o plăcea pe mama, înțeleg exact, cred că înțeleg exact. Crescând într-un mediu de familie unde părinții se respectă, se iubesc, se apreciază, este un impact foarte pozitiv asupra noastră când suntem copii. Eu am crescut într-un mediu unde tatăl meu a onorat-o pe mama mea și comportamentul ei a fost extraordinar, așa că a infiltrat în mine o dorință față, o dorință de iubire, o dorință de încredere, o dorință de
de bine, de cum să spun, de a mă comporta în viața asta cât de frumos față de cei din jur. Deci asta vine din copilărie, cum spunea Freud, totul vine din copilărie. Mă întrebi despre unchiul tău care a decedat într-un accident. Andra, stai puțin să înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Deci are 3, 2 și mai are încă un 3. Accidentul a fost chiar un accident, pentru că în codificarea lui ar fi putut să treacă peste această cumpătă care a avut-o. Cred că el, sufletul, a contemplat dacă să stea sau să plece. Se mai întâmplă câteodată abateri de la drumul vieții care sunt foarte, sunt foarte dure, pentru că este bine să urmăm firul vieții în timpul ăsta care ne este dat până la sfârșit și să n-avem întreruperi. Dar cumpene putem avea cu toți. Deci, unchiul tău, Emil, Andra, a avut o trecere mai grea, pentru că părerea mea este că nu era chiar timpul lui să plece. A fost un om bun, a fost un om talentat, a fost un om foarte agreabil ca persoană. El ar fi trebuit să aibă 2 copii, nu știu dacă i-a avut. Îmi vine în minte o persoană cu litera M legat de el, la care el se referă. Bărbat prezentabil, un om bun, un om, m-am spus, agreabil, un om frumos. Deci vreau să spun că cei care trec dincolo, dacă trecerea lor este făcută bine, în majoritatea cazului trecem destul de ușor dincolo, și-a găsit pacea și liniștea, pentru că îl văd într-un costum gri. Deci viziunea mea despre oamenii de dincolo este foarte interesantă. Îi văd așa cum arătau ei, cum erau ei când existau. Se spune că când murim, în fața ochilor vedem un film al existenței noastre, de când ne-am născut până în momentul când se termină acest film al vieții, și trecem dincolo având posibilitatea să luăm momentul ăla din viața asta fizică ideal, prezența noastră ideală, când credem că am arătat cel mai bine, când credem că ne-a fost cel mai bine, luăm momentul ăla și în momentul ăla trecem. De fapt, fenomenul morții, eu am fost fascinată de chestia asta, pentru că am avut moartea asta clinică în copilărie, e foarte plăcut. Se degaje în creierul uman niște hormoni care îți dau o stare extraordinar de bună. Cei din jurul tău sunt disperați, plângă, văd asta ca o tragedie, dar cel care trece dincolo, de fapt, are o stare foarte bună, nu simte dureri, durerile dintr-o dată din cauza hormonilor declanșați în psihic, simt trecerea asta ca ceva foarte plăcut și nu încearcă să se lupte. Și dintr-o dată te vezi într-o lume paralelă și te uiți înapoi de unde ai plecat. Și emoțiile toate care sunt atașate de trecut încep să dispară, pentru că noi nu mai luăm cu noi sistemul ăsta emoțional. Să ne detașăm. De asta foarte important este să putem să iertăm. Se spune că dacă iertăm, ne iertăm pe noi și iertăm pe cei din jur, trecerea de dincolo este mult mai ușoară. Ce a spus Iisus Hristos? Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, când a fost omorât. Doamne, iartă-i. De ce a spus iartă-i? Ca să se elibereze pe el, să se poată ajuta pe el să se ridice. Prin iertare te detașezi, te eliberezi, te ridici, pentru că moartea este o eliberare, o ridicare, cum spunem noi, la cerul sau într-o altă dimensiune sau în altă. Deci spiritul nostru nu mai este atașat de corpul ăsta fizic, care este, cum să spun, la un moment dat nu ne mai servește. Și atunci te eliberezi și sufletul vrea să fie liber. Este interesant că fiecare cultură, tradiție face diferit, onorează diferit fenomenul ăsta al morții. Nu știu de ce vorbesc azi atât de mult despre așa ceva, dată fiind întrebările voastre, dar suntem aici pe pământ, vrem să trăim, vrem să ne fie bine, vrem să fim sănătoși și vreau să vă spun foarte important, până înainte de a trece la întrebările voastre,
procesul de îmbătrânire și procesul de îmbolnăvire vine de la procesul inflamator care se întâmplă în organismul uman. Ce se întâmplă cu noi? Noi îmbătrânim, organismul generează fenomenul ăsta inflamator și încep să ne doară oasele, să ne doară încheieturile, să ne plângem de tot felul de inflamații și de aici se produc toate bolile, de toate naturile. Deci ce trebuie noi să facem ca să trăim mai lung, să trăim mai bine, trăim mai sănătos, să prevenim procesul ăsta inflamator? Cred că ați auzit de tumeric. Tumericul este o plantă care este foarte mult folosită pentru că este extraordinar de benefică, având de 8 ori mai mult potențialul antiinflamator decât îl are aspirina. Care aspirina este recunoscută că dacă ai un atac de cor, ce e? Ei un antiinflamator. Și ce este antiinflamator? Aspirina. Orice om, și să țineți minte, să previi un heart attack când simți o durere în inimă sau simți că ai o stare de vomă sau simptomele unui atac, care poate vine un atac de cor, poate vine și la tinerețe, din nefericire. Ce se ia? Se iau 4 aspirine. Aspirina la mici, de 81 de miligrame, și nu se înghit, se mestecă în gură și asta previne un heart attack. Deci un medicament antiinflamator previne ce? Un atac cerebral, un atac de inimă. Deci ce trebuie noi să facem? Să prevenim inflamația. Vă recomand așa ceva. Acest produs, care este ultimul care a apărut pe piață, deci sigur că există de multă vreme, este o plantă, dar este făcută de Smart Nutrition. Curcumin este un produs cel mai bun, aș putea să spun, antiinflamator. Vi-l recomand, se găsește pe internet. Dacă vă doare spatele, dacă vă dor oasele, dacă aveți probleme circulatorii, dacă aveți probleme de orice natură în corp, vă recomand să vă cumpărați, foarte accesibil, dar este un produs naturist, n-are efecte secundare. Vreți să preveniți orice boală? Luați așa ceva. Vreți să preveniți cancer? Luați ceva care ridică sistemul imunitar. Deci eu vi le recomand toate astea pentru că totdeauna îmi place să controlez, să aflu exact tot ce există. Deci acesta este ceva, un lichid naturist făcut din plante care ridică sistemul imunitar. Dacă sistemul vostru imunitar este ridicat, nu vă atacă niciun cancer, nicio boală. Deci aceste două elemente, antiinflamator și ridicarea sistemului imunitar, sigur că sistemul imunitar se poate ridica prin calciu, v-am mai spus, prin zinc, prin minerale, dar și prin aceste ierburi și vă spun, o costă o nimica toată, vi le puteți permite, deci v-aș ruga să vă gândiți serios dacă puteți să luați așa ceva. Văd foarte multe întrebări de la voi și a să încep să iau cât de multe lume pot. Doamna Iulia Necula, mă întrebați dacă să vă schimbăm, să vă schimbați situația în care trăiți și încă ceva, mă întrebați dacă în viața voastră vine un copil. Un copil trebuie să vină, putea deja să vină, aveți șansa să-l aveți oricând. Un copil este o binefacere, este un dar, este un dar de la Dumnezeu. Eu zic că o să aveți, nu numai unul, doi. Plecarea în străinătate este alegerea voastră. Cred că unul din voi are mai multe șanse în străinătate decât celălalt. Dacă vă simțiți că emigrația este un lucru greu, a pleca în străinătate, chiar dacă să lucrezi, nu este ușor. Te duci pe un alt teritoriu, oameni care gândesc altfel decât cum gândești tu și a te adapta la un alt stil de viață. Eu am trecut prin emigrație, a fost extraordinar de greu și vă rog să vă gândiți mult când plecați în străinătate dacă vă puteți adapta. Că a pleca în străinătate, fără să faci nimic acolo în străinătate, nu e o soluție bună. Numai pentru că spui câștigă niște dolari în plus sau... cum să spun, suferința mentală, emoțională este foarte mare. Deci vreau să te gândești. Doamna Iulia, îți spun că plecarea în străinătate, fă-o doar în cazul în care te simți foarte confortabilă să o faci. Un membru al familiei tale, un membru din familia ta are o problemă de sănătate, vezi dacă știi la ce mă refer, dacă încerci să
să vezi dacă poți să previi anumite situații din familia ta. Deci, cam asta este răspunsul meu. Doamna Gabriela Vișan, sunteți balanță, aveți un suflet foarte mare, sunteți la sfârșitul unui moment în viața dumneavoastră din luna octombrie, deci aș putea să spun până la sfârșitul 2019, aveți un an în care vă închideți socotelile pe ultimii 18 ani. Deci este foarte important să știți ce ați lăsat nevindecat, ce ați lăsat neîncheiat, pe cine trebuie să iertați. Nu știa că va muri cineva recent, doamna Gabriela, dar simt prezența unei persoane. Când vorbesc cu dumneavoastră de cineva, vă rog să-mi scrieți dacă puteți despre așa ceva. Doamna Daniela, Horza, Maria, sunteți extrem de tânără și frumoasă, aveți o perioadă bună în fața dumneavoastră pentru că ați intrat într-un an karmic de când vă redescoperiți, când aveți niște... Și sunt două persoane în viața noastră care intră în perioada care vine, două persoane care vin din experiența anterioară, deci... Doamna Elena Constantin, vă că îmi scrieți pe mesager, o să vă răspund imediat. Deci revenind aici, vă spun că sunteți într-o perioadă în care cunoașteți pe cineva important, deci ultimul ciclu de viață de 9 ani se bazează pe ceva care trebuie să construiți acum. O persoană cu litera G, doamna Daniela, observați cine este în jurul dumneavoastră. Și un drum la un moment dat, sfârșitul anului, primăvara anului viitor, care este definitoriu pentru... Știți, câteodată drumurile majore care schimbă traseul vieții, n-am să uit, eu am făcut un drum spre America, a schimbat existența mea total. Deci vreau să ne uităm foarte atent când călătorim, unde călătorim, de ce călătorim, unde ne duce, că viața, destinul ne duce unde trebuie să ajungem, fără nicio incontestabil. Domnul Condrescu Anca, îmi spuneți că nu asta am întrebat, nu înțeleg exact întrebarea. Doamna Matei Mioara, Sanda, vă pup. În viața dumneavoastră există longevitate, există independență, o situație bună materială după vârsta de 30. Vreau să vă spun că sunteți... ar trebui să aveți o fetiță, nu știu dacă o aveți, în căsătorie, cred că cunoașteți pe cineva care nu este neapărat persoana pentru dumneavoastră. Vreau să-mi scrieți dacă ceva am fost în viața noastră care o inițială cu I, cu P, Ioan Petru, ceva de genul, să-mi scrieți cine sunt persoanele despre care vă vorbesc. Doamna Andra, cred că v-am răspuns, nu? Adriana Nicolae, mă întrebați despre energiile negative. Energiile astea negative poate să vină și de la persoanele care trăiesc într-o locuință sau energiile negative poate să vină din anumite vibrații care există la locul respectiv. Deci, de fiecare dată când intrăm într-o locuință, într-o casă, este o anumită vibrație. Vibrația este energetică, este determinată în persoana care stă în casa respectivă. Când simțiți energiile astea negative, doamna Adriana, încercați să vă desconectați de ele. Cea mai bună descărcare energetică este cu sarea. Sarea e mineralul care ne purifică. Apa, sarea, noi suntem, în corpul nostru este enorm de multă sare, în sânge, în lacrimile noastre, fără sare nu funcționăm, trebuie să punem sare în mâncare, oricât spunem noi să mâncăm mai nesărat pentru tensiune, dar ea scoate sarea de tot, să vedeți că nu mai funcționați. Deci, cu sarea și apă, asta se poate face ca să eliberați încărcăturile și vă recomand, cumva mai recomand și alte dată, să faceți băi cu sare. De asta ne ducem la mare, toată lumea e la Mamaia. De ce? Că apa are sare.
soarele, apa, sarea, toate astea sunt elementele naturii care ne vindecă, care ne eliberează de încărcăturile negative. Dana Giuri, despre soțul tău care a decedat cu 5 ani, vreau să te întreb dacă a murit accidental, pentru că îl văd cu două persoane și simt că vrea să-ți fie bine, vrea să te ridici, te simt încă afectată de trecerea lui, deși au trecut 5 ani de zile. Spune-mi dacă ai un copil cu el, spune ceva de un copil, îmi arată o hârtie, o semnătură, ceva, nu știu dacă a rămas un act nefinalizat sau trebuia ceva, vorbește de o schimbare majoră în viața ta, până acum, până în mai, spune ceva de mai, anul viitor, te urmărește în tot ce faci, nu știu, am senzația că a plecat foarte brusc, te rog să-mi validezi acest lucru și îmi arată o inițială V. Vreau să spui ce semnifică asta, să-mi scrieți înapoi. Știu că, din nefericire, comunicarea mea cu voi este un pic dificilă pentru că nu am răspuns de la voi. Doamna Claudia, pot să vă spun, Claudia Ion, pot să spun despre situația ta că ești foarte puternică, foarte independentă, poate un pic prea independentă, mare grad de creativitate, suflet bun. Câteodată oamenii prea buni merg în exces, ăsta e și cazul tău. Un pic de încăpățânare, vreau să fii puțin mai flexibilă în deciziile tale. Apare o persoană în viața ta care este în jurul vârstei tale. Te văd într-o căsătorie, ar trebui de fapt să ai 3 copii. Este alegerea ta dacă îl ai. Unul din ei, să ai un băiat care îți vine dintr-un timp anterior, dintr-o altă viață, cu mulți ani în urmă, într-un alt timp, într-o altă parte a lumii. O să fie foarte interesant când toate astea se vor produce în viața ta. Georgeta, te pup, precum știi, ești prietena mea de multă vreme, Anca Roman, mă întreb despre căsătorie. Nu suntem în anul de căsătorie decât peste un an de acum. Nu ți-aș recomanda acum imediat, dacă poți să... putem să mai așteptăm puțin, Anca, știu că ai vrea să se întâmple, că este momentul, dar vrem să se întâmple cu cine trebuie să se întâmple. Anca, cine este Nicolae, Nicu, cine este cu litera N? Îmi vine numele ăsta foarte puternic în minte când mă gândesc la tine, deci vreau să te gândești un pic la cine mă refer. Apropo, să nu mă uitați, mi-a apărut cartea, v-am mai spus și într-un live dinainte. N-am scos multe, e un tiraj mic, este cu o decodificare a destinului. Este o carte în care beneficiați de o explicație foarte clară cu cine vă potriviți și cu cine nu vă potriviți din punct de vedere energetic. Știți că noi suntem forme energetice, noi suntem, cum să spun, compuși a două elemente din lumea greacă, cum spunem noi, Kairos și Cronos. Cronologia care ne definește, timpul fizic cu care venim, Cronos, ne arată că suntem născuți în noiembrie 30, 1988. Dar Kairos, care este nivelul nostru energetic, ne arată cu cine ne potrivim energetic, care e forța noastră de vibrație și pe cine atragem în viața noastră, ce personaje atragem. Cartea mea vă explică la ce nivel sunteți, cu cine v-ați potrivi, unde sunt compatibilitățile. Dacă vă faceți un chart astrologic, e mult mai complex și puțin mai complicat decât dacă vă faceți această compatibilitate care cartea mea vă face într-o jumătate de oră. Deci nu trebuie să petreceți prea mult timp, nu trebuie să mergeți la 1000 de astrologi ca să înțelegeți că persoana respectivă e bună sau nu e bună în viața voastră. Este important să știm lucrurile astea, este extrem de puternic să avem noțiunea cine e bun pentru noi și cine nu. Ne ducem la un interviu sau avem de-a face cu anumită persoană la lucru, la job, și vedem că suntem în conflict pentru că energetic, vibrațional, nu ne potrivim, nu ne putem accepta, nu ne putem
tolera. Deci, cartea asta vă recomand, Decodificarea destinului. Am vândut milioane de cărți, nu mai știu numărul lor câte am vândut pe tot mapamondul și am scos-o în România cu niște ani în urmă și am hotărât să o scot independent. Deci, e într-o ediție revizuită. Cei care aveți ediția veche, uitați de audiția asta nouă, este mult mai complexă, are un întreg capitol de compatibilitate care nu l-avea cea dinainte. Îl doriți cartea, nu mai am multe. O găsiți la librăria Eminescu, dacă sunteți din București, am să o pun în librărie, dar într-un tiraj extrem de limitat. Și o puteți lua direct de la Emanuel, de la asistentul meu din București. Vă trimite peste hotare, indiferent unde sunteți. Sunați pe Emanuel 0721-250504. Știu numărul, mare minune. 0721-250504. 0721-250504. Ăsta e numărul Emanuel, asistentul meu de 10 ani. Și în sfârșit îi știu numărul după 10 ani. Eu care lucrez cu numere și ar trebui să mă joc cu numerele astea foarte ușor. Dar vreau să vă spun că dacă îi dați lui Emanuel un semnal, Emanuel este un băiat extraordinar. De asta e asistentul meu, că e extraordinar. Și eu iubesc oameni extraordinari care au verticalitate, care au bun simț, care sunt oameni buni și adevărați. Și vă va trimite această carte imediat. Îl contactați, îi dați un telefon, îi spuneți unde trăiți. Și cartea este la un preț de mai puțin decât o cafea și o chiflă. Deci hai să mai și învățăm câte ceva împreună, pentru că e păcat să nu ne educăm. E păcat să nu se spune că educația înseamnă putere. De asta nu e niciodată prea târziu să ne educăm, să ne reinventăm. Mai ales când suntem la momente de cumpăn în viață, vrem să ne reinventăm, să ne recreăm, să ne restructurăm drumurile pe care mergem, pentru că este foarte important. Larisa Andreea, mă întreb despre viitor. Ce interesant, ești într-un moment în care ar fi trebuit să cunoști pe cineva. Larisa, vreau să spui dacă s-a întâmplat, pentru că este foarte important să știi că erai la început de... Deci tot ce se întâmplă pentru tine, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, astea 4 luni sunt definitoare. Vezi unde mergi, pe cine întâlnești. Când deschidem ușile la un alt capitol din cartea vieții, ușa aia se deschide larg și oportunitățile vin către noi. Dacă am pășit cu stângul pe ușa asta și nu suntem atenți și nu înțelegem semnificația momentului de început, s-ar putea să trecem 9 ani din viață și nu știu dacă rezonați cu ce spun eu, să trecem 9 ani pe viață și să nu reușim să mergem mai departe, să ne oprim, intrăm pe ușa și nu știm pe unde să o luăm. Și momentul ăsta de nesiguranță, momentul ăsta de confuzie poate să dureze 9 ani de zile. Deci, unde vreau să ajung, ați înțeles foarte clar, să fim foarte pe fază cu momentul când începem încă un capitol. N-avem multe capitole în viața asta, dar sunt un număr. Și cele mai importante sunt capitole între viața de între vârsta de 20 până spre vârsta de 50, 60, chiar 7. Să știți că se consideră că ești un om bătrân și începi să îmbătrânești după vârsta de 80, 80 ceva de ani. Până atunci, viața, o spun din propria mea experiență, încă la 50, 60 și chiar la 70, dacă nu lași procesul inflamator, dacă ții sistemul imunitar unde trebuie, dacă ai grijă de tine, cum gândești, dacă te respecti, dacă ai relații bune cu cei din jur, poți să fii într-o formă extraordinară și la 75 de ani. Uitați-vă la Cher, cântăreața din California, uitați-vă la Madonna, sunt de o vârstă cu ea, cântă, este în cea mai mare formă în concertele ei recente, am fost impresionată de ea. Deci fenomenul ăsta al vieții este foarte important de perceput corect de la tinerețe.
Eu am mare plăcere să fac live-urile astea pentru că sper că lumea care mă ascultă prinde ceva din experiențele mele. Experiențele mele, dacă sunt, și ale voastre, dacă sunt împărțite, sunt factor pozitiv de evoluție, de schimbare a percepției, de înțelegere a lucrurilor într-un mod în care beneficiem. Totul este să beneficiem. Eu fac live-urile ca voi să vă bucurați de informațiile astea, să vă fie de folos. N-am să uit că trăiesc, vorbeam cu cineva recent de Părintele Argatu. Eu am fost la Părintele Argatu, aveam 20 de ani și m-am dus la mănăstirea la Cernica și stătea într-o cămăruță, n-am să uit că trăiesc, un om care a avut înțelepciunea să înțeleagă că nimic de la viață nu contează decât a fi bun cu cei din jur și a te conecta cu divinitatea. E greu să ajungi la nivelul ăsta de evoluție a sufletului. Dar s-a uitat la mine și primul lucru care mi-a spus că plec din România peste o apă. Nu l-am însă lui cât trăiesc și mă uitam la el și încercam să văd ce vrea să spună de fapt. Eu neavând la momentul ăla o idee clară că aș fi plecat undeva, eram cântăreața Carmen Mureșan care era îndrăgostită de muzică și n-avea niciun gând să plece nicăieri. Dar vizionarul Părintele Argatu mi-a spus că eu am să plec din țara mea pentru că există un motiv. Motivul nu mi l-a explicat, dar continua să se uite la mine așa cu ochii mari și cu un pic de ciudățenie, uitând, crezând ce fel de personaj ai fi și eu. Dar în orice caz, ce știu pentru siguranța mea este că a fost un moment care n-am să-l uit niciodată. De asta, când vreți ceva extraordinar să vi se întâmple, trebuie să accesați ființele astea care au trăit atât de pur și atât de minunat. De asta ne rugăm la sfinți și ne rugăm la cei care au fost puri, care au trecut pe pământ, fără să-și altereze conștiința. De la ei primim oricând informații și ajutoare, în special energetice. Doamna Dia Romana, mă întreb despre tine și despre soțul tău. Pot să-ți spun că sunteți într-o relație foarte bună, este și o relație pe undeva, da, sunteți într-o relație bună de frăție, vă înțelegeți, sunteți o relație compatibilă, sunteți buni unii pentru alții, vă complectați. Și vreau să fii puțin mai maleabilă în relația cu soțul, dacă poți, cred că știi la ce mă refer. Nu văd probleme majore, văd niște investiții, luați un teren, construiți ceva, o investiție mare, 4 ani de investiție de acum înainte, care vă vor aduce foarte mult belșug. Laurențiu mă întreb dacă se vor despărți, cred că se refer la părinții tăi. Vreau să văd ce se întâmplă cu părinții tăi, dacă îmi dai o secundă. Vreau să fac o mică socoteală, să vedem, vorbim despre compatibilitate, Laurențiu. Vreau să vedem dacă ei au fost sau n-au fost compatibili. Îți spun într-o secundă, dăm numai un moment ca să socotesc ce se întâmplă cu ei. Pentru că câteodată este foarte important să știm dacă suntem, să știi că ei, teoretic, n-ar trebui să se despartă. Sunt multe altercații care vin de la influențe exterioare și de la un moment așa de derută în relația lor, dar eu nu văd o despărțire, Laurențiu, între părinții tăi, pentru că sunt buni unii pentru alții și au nevoie să stea împreună. Să le spui din partea mea, nu le recomand o separare, nu este momentul. Unul dintre ei are tata pe lumea cealaltă și cineva care îmi spune să stea împreună și mă arată o inițială cu I, un nume ca Ion. Poți să le transmiți din partea mea, este foarte important. Elisabeta Campan, prietena mea de la New York, ce faci, iubita mea, cum ești? Dar nu înțeleg pentru ce ai nevoie de aceste surgery, te rog să-mi scrii, sunt foarte îngrijorată pentru tine, că îmi scrii că a treia surgery. Eu nu cred în surgeries, nu cred în a tăia corpul uman, cred că corpul uman trebuie lăsat, că are inteligență să se vindece, nu cred decât în cazuri extreme. Deci dacă putem să nu facem intervenții chirurgicale decât în cazuri extreme. O a doua surgery o aduce și pe a treia, pentru că așa sunt legile astea ale Universului.
un al doilea mariaj l-ar duce și pe al treilea, lucru care aș vrea să le învățați de la mine dacă puteți, că este foarte interesant cum funcționează sistemul ăsta temporal, pentru că ceva care s-a produs odată se va mai produce, că e bine sau e rău. Și într-un fel asta e legea fundamentală a existenței, care este legea karmei. De asta am scris eu cărțile care le-am scris. Deci vreau să știți că am să editez și karma de fiecare zi și karma relațiilor. Vor apare cărțile mele în viitor, datorită lui Emanuel, care se ocupă de ele, să vi le dăm să beneficiați de ele. Deci dacă vreți carte, să nu mă uitați, vă rog din suflet, la unii dintre voi care luați cartea, vă dau și o ședință gratuită ca să vă antrenez, ca să vă fac să fiți dorniși să citiți și să vreți să vorbiți cu mine, pentru că deci vă dau gratuite aceste ședințe tocmai ca să vă cointeresez la evoluția voastră. Câteodată ne lăsăm, nu contează, numai ba da, să nu ne lăsăm în fața vieții. Viața este o bătălie, o luptă. Tot este posibil dacă vrem să facem posibil. Totul vine de la gândirea noastră. Totul vine din sfera inconștientului care intră în sfera, inconștientul care intră în conștient, în cognitiv, și în felul ăsta toate informațiile de care noi beneficiem se pot traduce în existența reală. Reality reflects what the mind projects. Realitatea reflectă ce proiectează mintea, este unul din quote-urile pe care eu le am de multă vreme și este unul din quote-urile care apare de fapt în decodificarea destinului. Mirabela Predescu, ai un master number și ai planeta karmei în ziua ta de naștere. Deci și ai de două ori planeta karmei, de fapt beneficiezi de longevitate, de noroc foarte mare material, lucrează asupra spiritualității tale, ar trebui să ai o soră sau un frate, nu știu dacă ai, cu care ai o relație karmică dintr-un alt timp. Vârsta de 22 marchează o transformare în destinul tău majoră. Un nume cu Elena Elisabeta, o cifră cu E, o inițială cu E, care are de face cu cea care nu mai trăiește, Mirabela. Spune-mi dacă rezonează ce spun. Doamna Elena Mocanu, bună iubita mea, căsnicie este, Elena, vreau să știi că în următorii 2 ani putem să vorbim despre asta. Ai trăit, a fost o perioadă de existență, nu mă sunați pe mesager că nu pot să întrerup live-ul, mă iertați, vă rog din suflet. Deci a fost o perioadă în care ai întrerupt, cum să spun, bătălia, te-ai lăsat puțin pe gubașă în ultimii 7 ani. Hai să ne întoarcem înapoi. O persoană care vine în viața ta cu V, Vladimir Vasile, ceva cu V îmi rezonează foarte mult. De fapt, ai cineva la care, cum să spun, la care te duci frecvent, o persoană care nu mai trăiește și care are A și V, mă arată două inițiale. Spune-mi la ce mă refer. De multe ori vă spun lucruri care, în momentul în care mă conectez cu voi, văd ceva, înțeleg ceva, simt ceva, vreau să-mi spuneți ce văd, să mă ajutați puțin. Că eu sunt vizionar, eu sunt conectat la voi, cu fiecare din voi independent, și viziunea mea mă aduce ceva. Asta nu este ghicit în cărți, în bob, în cafele, nu este nicio ghicitorie. Este o interpretare, o decodificare a codurilor voastre, a cronologiei și viziunile. Viziunile îți vin, le ai și le aveți și voi, nu le folosiți. Eu de ce sunt aici? Să vă învăț să le folosiți. Le folosiți, e în beneficiu vostru. Le înțelegeți, puteți profita de ele. Nu le înțelegeți, treceți prin viață, pierdeți trenurile vieții și vă întrebați de ce. Deci nu avem voie să facem asta, mai ales dacă suntem tineri. Hai să vedem pe cine n-am răspuns. Mă întreb, Robert Andrei mă întreb pentru mama. M-ai întrebat, iubitul meu drag. Ce face mama? Vreau să-mi scrii înapoi să-mi spui cum este. Mă gândesc la ea să-i spui că îi trimit foarte multă iubire și eu zic că mama o să fie bine. Nu, mamei tale nu îi se întâmplă nimic, Robert. Atât de mult admir faptul că tu ai un suflet atât de bun și atâta iubire pentru mama ta.
te iubesc și spune și la mama ta că o iubesc și că îi promit că o să fie bine. Nu-mi place cine o tratează, nu simt bine că este în direcția în care trebuie. Sună-l pe Emanuel, îți dau o ședință gratuită să vorbesc cu mama ta direct, da? Deci vreau să te ajut. Teodora Abadea mă întreb dacă ceva se schimbă în viitorul apropiat. Mai durează puțin până spre februarie anul viitor. Sunt niște schimbări de fapt majore, sunt două schimbări mari. Teodora, spune-mi de ce când mă gândesc la tine îmi rezonează Canada. Spune-mi de ce, este cineva pe care cunoști de acolo, ai un drum de făcut, te-ai gândit vreodată care este explicația? Vreau și eu să înțeleg de ce câteodată când mă conectez la voi am anumite întrebări la care nici eu nu-mi găsesc 100% răspunsul. Dodo îmi spui că și tu ai fost plecată din viața asta când ai fost de 5 ani. Și ce interesant, 5 este cifra morții, v-am mai spus de atâtea ori. Lumea fizică e făcută pe scheletul de 4. Casa are 4 colțuri. Ziua 5-a săptămânii este ziua când simbolic a murit Hristos. Deci vinerea e a 5-a zi. 5 este intelectul, este spiritul, este tot ce de aici în sus voi nu vedeți. De aici în sus noi nu ne vedem pe noi, noi ne vedem de aici în jos. De aici în jos noi suntem pământ, suntem apă, suntem foc, suntem aer și de aici în sus suntem eteric. În etericul ăsta care ține de lumea invizibilă, astralul, ceea ce se consideră intrarea într-o altă dimensiune, dimensiunea a cincea, noi interpretăm ca dimensiunea morții sau morția este ruperea de lumea fizică, intrarea în lumea următoare. De asta la 5 ani, mi s-a întâmplat la 5 ani, mi-a trebuit mult timp să înțeleg de ce la 5 ani, de ce nu mi s-a întâmplat la 7 ani. Când am împlinit 6 ani n-am mai avut nimic, dar perioada între 5 ani până la 6, nu numai că m-am mânecat, am stat și în spital, toate relele ca și copil le-am avut, din care eu mai târziu în viața mea am învățat de ce. De asta tot ce vi se întâmplă vreau să învățați de ce, să înțelegeți de ce. Daniela, se spun despre mami, te pup scumpa mea, stai să vedem ce se întâmplă cu mami. A avut și mami operație sau cineva recomandă una? E o mică problemă cu mami, dar nu e acum, vreau să spun că nu văd chiar așa o problemă atât de serioasă. Este ceva care poate să fie endocrinologic, poate să fie mental, emoțional, dar Daniela, spune mai mult ca să poți te ajut mai mult. Tu, pe tine te văd într-o situație foarte bună cu cineva care apare nou în viața ta, care este cadru militar sau cineva care are de-a face ceva cu, cum spunem noi americanii, law enforcement, cu sistemul de lege. Ionela Niță, mulțumesc că mă urmărești. Vreau să văd cine. Gianna Geo, bună seara, te pup. Ar trebui să fii cu cineva într-o relație extrem de bună din toamna anul ăsta până în februarie, până în mai 2019. Deci ai o relație care, părerea mea, că o să fie o relație foarte bună de suflet pereche. Vreau să-mi spui, Georgiana, când se întâmplă asta, pentru că este cineva care vine în viața ta, pentru că trebuie să vină în viața ta. Ela, te pup. Mădălina Stoicescu, iubita mea, hai să vedem ce este cu tine. Trebuie să ai un drum undeva mare, important de făcut pentru tine, o schimbare de... Deci ești un om foarte deștept, foarte bine organizat, ai tot felul de emoții, nu știu care a fost legătura ta cu tatăl tău sau care mai este, ai o relație karmică, Mădălina, cu el, vreau să te gândești mai mult pentru că asta impactează puțin viața privată, ar trebui să ai o fată și un băiat, spune-mi dacă îi ai, nu e târziu să-i ai. Maria Buta, dacă te împaci cu prietenul tău, da. Te împaci cu el, trebuie să ajungeți la o
la un compromis, este o influență între voi doi care trebuie eliminată și asta se poate face prin discuție. Doamna Liliana Angel, nu văd probleme majore de sănătate la dumneavoastră. Este interesant că toți ne gândim, aoleo, sănătatea mea, dar ce facem să fim sănătoși? Care sunt lucrurile esențiale care trebuie să le facem ca să fim, sănătoși? Aș vrea foarte mult să te gândești la tine, ce faci tu pentru tine, pentru sănătatea ta, dar nu te văd cu nicio problemă majoră, te văd într-o situație foarte bună de viață, de fapt, în special 2019 este un an foarte bun pentru tine și anul ăsta este un an, deci nu văd probleme, la fel ai o fetiță extraordinar de frumoasă, care puțin o să dea de frică că o să fie puțin încăpățânată, dar este foarte protejată de Dumnezeu și foarte intuitivă. Să-ți amintești, o să-ți spună tot felul de lucruri ciudate cu trecerea anilor, care o să te întreb de unde le știe. Antonia David, te pup, iubita mea. Copilul tău e plecat de lângă tine, îți înțeleg sentimentul, dar nu văd nicio problemă pentru asta. Îl văd că merge bine unde e, că este un motiv pentru care este plecat. Lasă-l puțin să stea, nu interveni, lasă lucrurile să fie așa, adică este un motiv pentru asta, nu ai de ce să spui. Interesant, ai un singur copil, ar trebui să mai ai încă unul, ai un băiat, ar trebui să mai ai încă unul și eu te iubesc. Vreau să nu te îngrijorez pentru nimic, toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Îți văd că faci o investiție bună în viitor sau într-un ceva, într-o locuință, între mai gândește-te pentru că e important să o faci. Alexandra Brumar, te ajut, mai scrieți-mi că văd că n-am, Elena Bidman, nu reușesc să-mi scrii, nu înțeleg de ce. Doamna Raluca, mulțumesc că mă urmăriți. Gina Brooks, te pup, iubita mea. Irina Ianis, vă pup. Doamna Mirela Predescu, v-am răspuns cumva? Cred că v-am răspuns. Gianina Ramona, ești într-un an în care trebuie să schimbi cariera. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată sau că ai o oportunitate să o ai într-o altă direcție. Foarte dârză, posibilitățile tale materiale se îmbunătățesc în următorii 2-3 ani, deci e o situație mai bună, sau îți vin dintr-o sursă neașteptată niște bani, bar ceva financiar foarte pozitiv care îți permite să-ți echilibreze toată situația din multe puncte de vedere. În viața ta văd o persoană brunetă care face multe călătorii, cu care îți recomand să călătorești împreună. Scrie mai mult să știu și cineva cu persoană cu litera A, să-mi validez dacă putem, ok, să vorbim despre asta. Mioara, Sanda Matei, bunica decedat. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Da. 2642. Da. A decedat exact, dacă ar fi să-ți socotesc ce interesant este. Deci ea se naște iunie 20, care este 2942, care este 7, moare la 72 de ani. Vreau să spui, uite-te, vezi, la 72. 72, moare la 72. Cred că exact atunci a murit, dacă luăm în socoteală când s-a născut. Deci noi știm când s-a născut, putem să socotim când moare și a murit exact atunci, cred că, dacă socotesc eu bine. Aproximativ. Dar atâta... Este foarte interesant că noi suntem codificați cu o cifră cu care venim și avem cu o cifră cu care plecăm. Și unii dintre noi, îmi amintesc cazul Ana Nicole Smith, care spunea tot timpul că moare tânără. În codificarea ei 39 de ani. A murit exact la 39 de ani.
Toate cifrele ei coincideau cu moartea lui Marilyn Monroe. Ea a fost odată studiată chestia încarnarea lui Marilyn Monroe. Deci sunt lucruri foarte interesante care... So, Daniela, you asked me something about your mom. Is there something specific you want to ask me about your mother? Because I would love to be more specific. Let me see what I can tell about your mom. Your mom is a very lovely lady, actually, and she's very pretty. She's very intuitive. She has a problem around the age of 70. So I don't think there's anything relevant now. Acum are 40 ceva, are doar niște lucruri emoționale. N-are nimic, nu se întâmplă cu mama ta. Nothing's gonna happen to your mom right now. So I want to tell you that you can stay... You can stay calm and be relaxed because your mom is going to be perfectly fine. When we become emotional, we cannot see through things. So, când devenim emoțional, nu vedem, suntem orbiți de emoții. De asta nu vă lăsați copleșiți de sentimente, de emoțiile negative. Nu vă lăsați copleșiți. Elena Mocanu, ți-am răspuns... Răzvan, ce faci, Răzvan? Te pup. Mă întreb dacă există o relație în viitor. Absolut că există o relație în viitor. Nu acum, imediat. Nu ți-o recomand imediat pentru că ești într-un an de ăsta care nu îți stabilizează relația respectivă. Te văd de fapt că sunt două personaje care ar exista în jurul tău. Dar nu sunt entuziasmată de niciuna dintre ele, ca să spun adevărul pentru tine. Apare altcineva, părerea mea este o persoană cu litera M sau C. Deci mai așteptăm puțin ca Universul să ne aducă. În viață vrem imediat, totul se întâmplă ieri. Dar toate lucrurile, paciența de asta, acceptarea este o virtute. Deci să avem răbdare e o virtute. Vreau să ai puțină răbdare. Doamna Elena Solomon, vă pup. Vedem la cine. Georgeta îmi spui că folosești. Deci iată, îmi spune și Georgeta, vă rog să luați acest produs care naturist e făcut din plante. Dacă vă doare spatele, dacă vă dor încheieturile, dacă vă doare un picior, genunchiul, gâtul, capul, aveți probleme de circulatorii, tensiune arterială, vă rog, vă rog, vă rog, luați așa ceva. N-are cum să vă facă decât bine. Uite, Georgeta spune că ia deja și se simte bine. Dar ăsta anume este mai bun. Este ultima, că știi, noi progresăm mereu în creierul anumite produse. Ăsta este mai bun decât cel care, știți că este ultima invenție care a apărut pe piață, care este mai complex în felul în care l-au creat. Deci... vă rog să vi-l procurați și să luați și să luați preventiv. Eu cred în ce se numește preventive medicine, să previi, medicină preventivă, ca să nu lăsăm nimic rău să ni se întâmple, să anticipăm ce ar putea să ni se întâmple. Gianina Ramona, ți-ai comandat tumeric? Da, tumericul are aceleași proprietăți, deci sunt două produse care le-aș lua împreună. Și tumericul și curcuminul și amândouă, deci ele merg împreună. Și ce v-am mai spus, să luăm Rapid Immune Boost, ridicarea sistemului imunitar, care, mă rog, puteți să-l faceți și dacă luați vitamina C, dar acest booster, cum se numește, se pune în cafea, în orice, sunt pe plante, dar conțin toate ingredientele de a ataca ce se numește de free radicals, că celulele noastre sunt atacate, înțelegi, de procesul ăsta de îmbătrânire. Și noi prevenim asta și atunci sigur că la 60 de ani arătăm de 40 și la 80 de ani arătăm de 60 și la, cum să spun, la 30 de ani prevenim fenomenul ăsta de îmbătrânire care începe să se producă la 20 de ani. Deci trebuie să fim în viață luminați și să facem tot ce ne este poate să ne fie bine. Ia să vedem la cine n-am răspuns. Mioara Sanda, cred că ți-am spus, da? Matei, Mioara, iertați-mă că la un moment dat nu mai știu dacă am răspuns la anumite persoane. Măi,
nu e admisibil, dar mă rog, uite că nu mai știu dacă am răspuns sau nu. Ești într-un an în care trebuie să faci o decizie. Îmi place numele tău, Sanda, că este numele al meu, mama mea, care am adorat-o, și vreau să spun că ai o energie extrem de bună, ai foarte multă stabilitate în viața asta, longevitate, independență, faci ce este bine pentru tine. Nu știu unde pleci la o călătorie, că ai și tu un drum lung în viața ta, dar lung, poate mergi în Australia, în Argentina, nu știu, undeva, una din țările de South America îmi rezonează pentru tine. Vreau să văd la cine, domnul Traian Constantinescu, ce faceți, domnul Constantinescu? Pe cine n-am mai luat? Brunner, de ziua mea, nimic de spus. Loredana, iubita mami, dar mi-ai dat data că văd că nu mi-ai dat nimic despre ziua ta sau nu am văzut eu. Dacă n-am văzut, îmi cer 1000 de scuze. Pot să spun că ești, că ai o decizie de acum până în aprilie. Pot să spun că ești imbatabilă, că reușești extraordinar. Ceva ce ți-ai propus luna octombrie este foarte importantă pentru tine. O persoană cu litera R, Radu, Raluca, vezi cine este în jurul tău care inițială cu R. Cunoști pe cineva care poate să influențeze, Loredana, viața ta? Uită-te la ce spun. Țineți minte ce vă spun. Ce vă spun eu de multe ori, bătaie lungă. Nu e neapărat a doua zi, dar poate să fie peste 3 luni, peste 5 luni. Puteți uita și o să vă amintiți că vi s-a spus lucrul respectiv. Accesarea anumitor informații vine din, la nivelul creierului, și sunt proiecțiile unor lucruri care urmează să se întâmple. Nu se văd la cine n-am răspuns. Andreea, te pup. Andreea. Nu vreau să pierd pe nimeni. Florea Sava. Spui că ai comandat cartea și nu a venit. Înseamnă că vine. Eu știu că prima tranșă mare de cărți s-a trimis deja. Dacă încă nu a venit, te rog să ai un pic de răbdare. Atâta vă rog, dată fiind faptul că sunt foarte multe comenzi, să ne dați un pic de timp, mai ales că poșta, mă rog, au și ei timpul lor, dar îți promit, iubita mea Florea, că ai comandat cartea, îți mulțumesc, am să și-ți dau o ședință gratuită să vorbești cu Emanuel, ai să o primești, oricine comandă, primește, nu există așa ceva. Noi nu facem nicio greșeală, că nu avem voie să greșim față de nimeni și mai ales trebuie să vă mulțumim dacă voi considerați să participați în a învăța despre codurile vieții și să fiți prietenii mei și la ce încerc eu să vă învăț, să avem și aici o legătură de frăție, de prietenie, de înțelegere pentru ce am venit eu în viața voastră și voi în viața mea. Deci, cei care sunteți acum cu mine, voi știți, noi suntem într-o conexie care are o semnificație mai mare. Noi, eu învăț de la voi, voi învățați de la mine, ne educăm unii pe alții, ne transferăm energie de bine, cu mâinile ne trimitem tot binele din lume, ne vindecăm în felul ăsta, iubirea ne vindecă, iubirea sparge orice barieră de timp, de spațiu, elimină orice energie negativă. Oricând simțiți că cineva este rău, iubiți-l, iubiți-l și spuneți-i, Doamne, iartă-l. Este marea înțelepciune a vieții care majoritatea din noi nu putem să o facem pentru că suntem limitați la sistemul nostru emoțional. Deci, Floarea, că am rămas încă la tine, trebuia să pui punctul unei relații, nu știu dacă s-a întâmplat, te rog să scrii, nu știu cine este în jurul tău cu N, cu M. Sunt niște inițiale care îmi vin în minte. Te văd că vrei să progresezi. Ești extrem de intuitivă și tu vreau să-ți folosești. Ai vise interesante, Flora, să-ți scrii visele tale, pentru că este foarte, foarte important. Eu cred că eu nu văd toate mesajele de la voi. Dați-mi un pic de timp să trec printre ele ca să văd dacă reușesc să că vreau să vă răspund la toți.
Așteptați-mă o secundă că telefonul ăsta trebuie să-l iau. Hello? Ah, ok. Era important. Mai departe. Nicole mă întreb dacă rezultatele vor fi bune. Da. O mică problemă undeva neimportantă, rezolvabilă. Nimic major. Nu vă fie frică niciodată. Noi avem abilitatea de a ne vindeca de orice. Roxana Enache mă întreb de o schimbare majoră. Da. Schimbarea majoră, de fapt, este necesară. Schimbările sunt necesare. Pentru că trebuie să progresăm. Noi progresăm prin schimbările noastre. Când ne opunem la schimbări, trecem prin momente dificile în viață. Deci vreau să știți lucrul ăsta. Este foarte important să nu ne opunem, să nu ne autoblocăm, să acceptăm fiecare lucru care vine în viața noastră câteodată. Doamna Pata Niculina, spuneți că sunteți bolnavă. Dacă aveți speranță, da, doamna Niculina, mă face să plâng acum, cum să nu avem speranță? Fără speranță nu avem nimic. Vreau să îl sunați pe Emanuel, vă dau o ședință gratuită, vreau să știu ce-i cu dumneavoastră, simt că o să fiți bine, vreau să vă spun că... vreau să spuneți dacă aveți și o problemă circulatorie, vreau să-mi spuneți dacă aveți cancer cumva, pentru că vreau să știu, pentru că detectez mai multe lucruri în sistemul nostru. Dar eu vreau să vă ajut. Eu vreau să vă ajut. Deci vă rog din suflet să-i scrieți lui Emanuel, să-l sunați 0721250504, să-i spuneți să vă pună legătură cu mine și am o soluție pentru dumneavoastră. Dar în primul rând vreau să știți, să vă spuneți azi că eu am să mă fac bine. Noi cu puterea minții ne facem bine. Vreau să-mi spuneți, doamna Niculina, m-am ascultat, doamna Niculina, vă iubesc. Vreau să vă spuneți cu toată puterea, am să primesc tot ajutorul de care am nevoie și eu am să mă fac bine. Vreau să vă spun, aveți două persoane în lumea de dincolo care vă ajută. Aveți două spirite care vă ajută. Este un bărbat care n-a murit de mult și care vrea să vă ajute. Și eu vă promit că dumneavoastră faceți bine. Nu există așa ceva că nu vă faceți bine. Dar vreau să vorbesc cu dumneavoastră direct. Vă rog din suflet. Că chiar m-ați îngrijorat. Domnul Ioan, că sunt o ardeleancă faină. Da. Ardealul-i Fruncea. Bine, toată România e Fruncea. Aș dori ca noi românii să fim puțin mai... acolo unde merităm, că parcă nu știu de ce nu ne autoapreciem, nu suntem uniți. Românii trebuie să fie uniți. Românii au principiul ăsta cu capra vecinului, care nu e bun deloc. Ar trebui să renunțăm odată la el, că l-avem de mii de ani, și să încercăm să ne ajutăm. Deci domnul Ioan Danciu, eu vă spun că America e frumoasă, e minunată, n-am ce să reproșez, dar cu problemele ei, că nu este loc pe pământ unde sunt probleme. Dar România este pământul meu, este de unde vin eu și nu vreau să mă rup. Eu fac lucrul ăsta pentru că nu vreau să mă rup. M-am rupt mulți ani la un moment dat și por m-am reghetat. Este dureros să ne dezrănăcinăm. Este un lucru care toți românii care mă ascultați, sunteți în emigrație, știți la ce mă refer. Că până la urmă avem dorința de a ne reimplanta de unde venim într-un fel sau altul. Și eu am mare bucurie să fac lucrul ăsta și să-l fac pentru voi. Și simt că nu e nimic mai bun și mai nobil pe lumea asta decât să ne ajutăm între noi. Dacă eu pot să fac ceva pentru voi, asta e felul în care pot să fac. Se face că cel mai bun este comunicarea, cel mai bun este ajutor energetic. Nu ajutorul material, că spui m-a ajutat cineva, mi-a dat $1000. Asta nu este... Ăia-i stric, i-am pierdut a doua zi și n-am înțeles nimic. Dacă am impactat viața cuiva, asta are mai multă valoare. Asta este credința mea, eu funcționez pe principiile mele. Vreau să mergem mai departe, să vedem la cine n-am răspuns. Doamna Alexandra, Roxana, vă pup, să vedem cine sunt din prietenii mei la care n-am
n-am răspuns, 70-75, o perioadă foarte bună în viață, pentru că multe căi au fost închise în ultimii 6 ani, dar este o mare deschidere. Intrați într-o etapă de, cum se spune, de a-ți da seama. Noi, știți ce, noi trecem pe bani și nu ne dăm seama de multe lucruri. Dar când ne dăm seama și când realizăm cine suntem, ce potențial, unde stăm, cum trebuie să procedăm, atunci viața asta devine o bucurie, devine o plăcere, pentru că știm cum să o interpretăm. Vreau să văd la cine n-am răspuns, iertați-mă, dar fiind, cred că sunt cu mie de mesaje, vreau să văd pe cine am pierdut, nu cu rea intenție. Doamna Antonia, mă întrebați de băiat, de starea lui de spirit. Starea lui de spirit va fi foarte bine. Vă rog din suflet să nu vă faceți nicio probleme, le faceți dumneavoastră, asta e părerea mea. Deci nu vreau să vi le mai faceți. Doamna Cosmin Popa, sau Cosmin Popa, Cosmin, iartă-mă, mă întreb despre băiatul tău și posibilitatea de a schimba serviciu. Posibilitatea de a schimba serviciu este foarte mare, îți spun exact și când. Posibilitatea de a schimba serviciu este acum, nu peste un an, nu peste trei. Deci vreau să te uiți serios de acum, sfârșitul anului, chiar începutul anului viitor, dar nu după aia. Fă schimbarea asta în momentul potrivit, deci nu mai sta în cumpănă. Vezi că te ajută cineva cu o literă E, Emil, Elena, o vocală, asta îmi vine. Te ajută cineva la schimbarea asta și va fi o schimbare bună. Băiatul tău, mai puțin... norocos, per total, longevii foarte important de știut, legătură foarte puternică de suflet dintr-o existență precedentă. Deci este, cum să spun eu, o relație de suflet între tine și copilul tău. Putem avea copii cu care nu putem conecta, credeți-mă că este adevărat. Și cu care orice facem nu ne putem înțelege sau... ne fac surprize neplăcute, se întâmplă, tot este o relație, relația karmică care contează. Doamna Roxana Enachem, spuneți că scrieți mereu, dar probabil că nu văd din cauza de multele mele. Nu știu, cineva îmi spune că n-aveți bani să plătiți. Dacă n-aveți bani să plătiți, nu plătiți. Scrieți lui Emanuel că nu puteți plăti, nu... nu vreau să plătească cine nu poate o carte. Spuneți, dacă nu vă puteți permite să cumpărați o carte, vă rog să-mi spuneți. Pentru că nu putem să luăm de unde nu este, nici nu e bine, nici nu e omenește. Doamna Matei Mioara Sandu îmi spui că a fost o persoană iunuț cu care a fost locodită. Deci cred că asta ți-am spus eu. Îmi spui dacă ai o fetiță, dar o să ai o fetiță. Deci, important este, mă refeream la omul care a fost în viața ta. Teodora, îmi spui că ai o soră acumnată în Canada, dar nu știu ce e ceva legat totuși de Canada. Probabil că se creează o situație, doamna Teodora, care implică această parte a lumii, unde trebuie probabil că să ajungi, este un motiv pentru care trebuie să ajungi acolo, să... Vedem de ce timpul o să ne dovedească de ce, pentru că este foarte important. Anumite evenimente ale vieții ne vin pentru că este o motivație care la început nu o înțelegem imediat, o înțelegem cu trecerea timpului. Cristina Livia, mă întreb dacă este conexiune între tine și bărbatul respectiv, da, există o conexiune, este o conexiune karmică care trebuie identificată. Întâi trebuie să identifici care sunt memoriile, amintirile, experiențele între voi doi. El este într-o perioadă tulbure a vieții lui, nu știu dacă îmi dai dreptate, dă-i puțin timp, dacă vrei conexiunea asta să se exprime,
Trebuie să ai răbdare cel puțin 8-9 luni. Nu este acum imediat. Doamna Sofia Maria, mă întreb dacă te căsătorești cu prietenul tău. Da, a fost o lungă așteptare, dar se va întâmpla. Mai ai puțin răbdare, ești parcă la pe ultima sută de metri în a realiza acest vis al tău. Domnul Teodorescu mă întreb despre domnul Constantin. Domnul Constantin este plecat undeva într-o altă parte, nu mai ești în contact cu el. Scrie-mi, te rog, asta îmi vine în minte. Văd o mașină, nu știu, ceva s-a întâmplat aici în viziunea mea. Vreau să mă ții la curent despre ce știi și ce nu știi, pentru că eu am o anume idee de ce s-a întâmplat, dar aș fi vrut să fim într-o interacțiune ca să putem să ne lămurim. Roxana Enache, văd că mă întreb despre dacă suntem suflete pereche, ar trebui să calculez dacă sunteți sau nu. Asta mi-ar lua puțin timp, pentru că de asta vreau să iai cartea, Roxana. Ia cartea și îți dau o ședință gratuită, pentru că îți explică compatibilitatea sufletelor pereche și din chestia asta înveți și tu ceva și îți dau și minute gratuite, deci putem să și vorbim mai pendelete. Vreau să văd dacă este... Lenu Mocana îmi spune că nu ai pe nimeni cu A și V. Dacă nu ai și ceva este care am dat ca formă informativă, înseamnă că este ceva care, la care să dai atenție, să urmărești. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să spun unor oameni anumite lucruri despre care nu știau nimic și să se întoarcă peste 3 săptămâni, 3 luni și chiar 3 ani spunându-mi că informația respectivă a devenit posibilă după o perioadă de timp. Cred că am răspuns la multă lume și cred că am reușit să vă dau câteva. Domnul Ștefan din Cluj, vă pup, clujenii mei, am făcut facultatea Babeș-Bolyai la Cluj. Era peste drum de facultate o plăcintărie cu varză și acum mă amintesc că de câte ori ieșeam de la cursuri, de la facultate, mergeam și mâncam o plăcintă peste drum. Sunt atâția mari de ani de atunci, dar plăcinta aia, așa cum am în minte, au rămas plăcintele cu varză favoritele mele. Care faceți plăcinte cu varză să-mi scrie și mie, că vreau să vă vizitez când vin în România. Larisa, vei avea familie în următorii 2 ani, te rog să nu te impacientezi. Domnul Ștefan Farel, te-am pierdut fără să vreau. Despre viață în general, conectat foarte mult la mama ta, ar trebui să ai 2 copii, nu știu dacă îi ai. Foarte spiritual, foarte introvertit, foarte... foarte independent, domnul Ștefan, trebuie să-mi dai dreptate, că știu că am dreptate. Trebuie să te deschizi puțin spre cei din jur, pentru că ai tendința de izolare. Asta te caracterizează, asta e codificarea ta și codificările noastre ne determină existența. Nela Șaraze, iartă-mă, îți datoresc, cum să spun, un purcel de pași că te-am botezat. Ești longevivă, trebuie să ai 2 băieți, nu știu dacă îi ai, foarte independente, treci printr-o separare care te afectează, ai o relație karmică cu tatăl tău despre care vreau să spui cum se simte, cine are o problemă cardiacă la tine în familia ta, te rog să-mi spui, nu ți-o spun decât ca un fenomen de avertizare, nu într-un mod negativ, deci vreau să spui dacă este cineva... la voi pentru că vreau să urmărești lucrul ăsta, este o parte a codificării tale, dar în general treci printr-o perioadă bună, următorii 2-3 ani vor fi foarte importanți pentru tine, ani de mare întorsătură de situație ca urmare a unui drum pe care ai să faci. Cristina, Livia, conexiune între voi doi, da. Ți-am mai spus, de fapt, cred că ți-am și răspuns. Văd că am răspuns la multă lume. Alexandra, Corina Popa, te pup, iubițica mea.
dacă mai faci un copil absolut, eu zic că faci un băiat. De e greu cu sexul, aici pot să greșesc, nu sunt sigură, dar știu 100% că mai vine un copil să mă chem să ți-l botez. Te iubesc, Alexandra, numele lui fata mea e Alexandra, numele lui ginerele meu, Alexandru, toți care am în jurul meu sunt mama mea, a fost Alexandrina, e numele meu favorit. Doamna Roxana Enache, spui că îmi scrii și nimic, eu cred că ți-am răspuns, ingerașul meu, de câteva ori. Doamna Laura Lupan, vă pup, sunteți sănătoasă, nu vă băgați idei în cap. Ați avut cumva odată un accident și v-ați lovit la un picior? Vă întreb de pură curiozitate. Găsiți un serviciu foarte bun. Am pierdut pe cineva, doamna Mehedințiu Lucia, cred că am pierdut că la numărul de mesaje. Cred că unii îmi scriesc pe mesager, dar nu știu dacă... Nu văd chiar toate mesajele. Doamna Lucia Mehedințu, vă pup, doamna Lucia. Dați puțin să mă uit. Nu sunteți într-un an de decizie. Vă rog să mai așteptați încă puțin, până spre primăvară, sfârșitul primăverii lui 2019. Un singur lucru pot să vă spun, că sunteți sănătoasă, că sunteți puternică. Vreau să știu dacă aveți un băiat sau dacă ați trecut printr-o separare, pentru că sunt două experiențe care sunt codificate în destinul dumneavoastră. Foarte important de știut. Alina Furmică, te pup, îți trimis și eu niște floricele înapoi. Noroc, noroc mare, Alina, dar nu ești în zona unde trebuie. Aș face o mare schimbare, ia mai regândește-te tu unde ar trebui să te duci. Este un bărbat mai tânăr care te ajută cineva, Daniel, David, cineva cu litera D, nu cred că cunoști sau nu știi la ce mă refer, dar ai să știi. Noroc mare de viață, este foarte interesant, după vârsta de 44-48, o turnură, știi, unii de noi avem toate între 20 și 30, alții între 40-50, nu știi niciodată, mai ales că trebuie să te luți pentru destinul tău. Dar doamna Alina, o mare turnură de situație foarte bună în viitorul tău și vreau să-mi scrii. Mariana Rostaș, te pup, foarte intuitivă, ai energie foarte bună, te-ai izolat puțin, ai relație karmică cu mama, nu știu ce poți să spui. Cine e Mihaela cu mână afară de tine, care ești Mariana? Îmi vine cineva în minte, dar care nu trăiește cu inația la M. La tine, asta e foarte, foarte important. Nicoleta Picior, te pup. Nicoleta, și la tine este o situație foarte bună din punct de vedere, un suflet bun, îți place să dai la toată lumea, să ajungi pe toată lumea, bună din punct de vedere a stabilității. Ar trebui să ai un băiat, nu știu dacă l-ai, cred că ai trecut printr-un divorț, că e codificat în destinul tău. Chiar două sau chiar două persoane care au fost în viața ta, dar apare altcineva. Apare altcineva cu care o relație karmică. Spune dacă toate lucrurile astea s-au întâmplat, validează-mă viziunile mele ca să știu dacă sunt în direcția în care trebuie. Deci, cam atât a fost pentru ziua de azi. Vă iubesc, vă pup. Să fiți sănătoși, dragii mei, să dea Dumnezeu tot binele din lume. Vorbim peste câteva zile. Mai gândiți-vă, dacă nu v-am răspuns la tot, știți că într-o oră și ceva nu e posibil. Dar vă aștept să mă susțineți cu cântecele mele. Am să fac un disc, vin în România în viitor, în următoarele săptămâni, să-mi finalizez un disc. Să-mi bucur și eu sufletul cu muzica, care este modul meu de a mă vindeca, și ținem legătura, vă pup, vă iubesc, Doamne ajută, iubiții mei, să fiți sănătoși, vă iubesc!